Ariane, încă. Semicer cu fața la biserică. Hai, veniți, dați face. Thank you.
Nu te lua. Nu sunt de altă tură.
după. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să ne rugăm, Dumnezeule, cuvântul Tău a sfințit toate, te rugăm, binecuvântează această pleacă comemorativă, care ne amintește că Tu ai condus poporul Tău de-a lungul timpului și l-ai adunat în casa Ta. Te rugăm să conduci poporul Tău mai departe pe drumul mântuirii și al iubirii, sub mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, patroana acestei biserici. Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, cine mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Pater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Vă invit acum pe toți să mergem să participăm la Sfânta Liturghie, liturghie de mulțumire pentru cei 300 de ani pe care Dumnezeu ne-a dăruit și să rugăm să fie cu harul și binecuvântarea Sa și pe mai departe cu noi, cu Caransebeșul, cu prietenii noștri, cu rudele noastre, să ne conducă pașii spre Fiul Său, spre Iisus Hristos. Amin. Thank you.
toată cu bucurie. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. Preacucernice Părinte, Vicar General, dragi confrați în preoție, stimate domnule primar, stimați consilieri ai primăriei, cinstiți confrați ai Episcopiei Ortodoxe, Părinte Alin, stimate domnule Ervin Țigla, președintele Forului Democrat German, dragi surori, persoane consacrate, dragi oaspeți, confrață în preoție, dragă Părinte Raini, care ești prezent în mijlocul nostru astăzi pentru această bucurie, iubiți credincioși, oaspeți, am văzut că este bucurie în inimile dumneavoastră, pe fețele dumneavoastră, pe drept cuvânt, această bucurie este adevărată, pentru că sărbătorim astăzi, plin de mulțumire, jubileul de 300 de ani al comunității noastre, a bisericii noastre, istorie, timp, călătorie în viață. În acest timp, ani și zile, bunul Dumnezeu a fost credincios, a fost fidel față de noi și față de toți oamenii de bunăvoință. Atâtea rugăciuni, suspine, lacrimi, speranțe s-au ridicat din acest loc spre bunul Dumnezeu, Tatăl nostru milostiv. Astăzi îi aducem mulțumire și preamărire pentru toți acești ani, acest timp, că a fost cu noi credincioși și cu noi toți. De aceea, astăzi, aducem Euharistie, aducem Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ca mulțumire bunului Dumnezeu, stăpânul timpului și al istoriei. Agimus tibi gratias omnipotens misericors Domine, Părinte Vicar, vă rugăm să celebrați împreună cu noi această Euharistie, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie spre slava Preasfintei Treimi și spre cinstea Preasfintei Fecioare Maria, patroana și ocrotitoarea noastră, vă spun în numele meu și în numele comunității noastre, bine ați venit la noi la sărbătoare și bunul Dumnezeu să asculte rugăciunile și cererile noastre. Preacucernice Părinte Paroh, iubiți confrați într-o preoție, stimate Părinte Alin, reprezentantul Părintelui Episcop, stimate domnule primar, stimați reprezentanți ai primăriei, stimate domnule Țigla, iubite surori, iubiți credincioși, înainte de toate vreau să vă aduc și salutul Părintelui nostru Episcop, Paul Iosif, care în aceste zile se află la Roma, la Vatican. Acolo este sinodul episcopilor, ține o lună întreagă și va fi vorba despre drumul sinodal, care nu înseamnă altceva decât drumul de a merge împreună cu toții pe calea care ne duce la mântuire. Papa Francisc, în mod deosebit, a scos în evidență faptul că toți suntem pelerini pe același drum. De aceea trebuie să fim frați, de aceea trebuie să ne înțelegem și să ne ducă înainte dragostea lui Hristos. Între noi să nu cunoaștem altceva decât dragostea lui Hristos. Ne bucurăm să fim astăzi aici, în această comunitate, la Caransebeș, să sărbătorim 300 de ani a acestui edificiu și să ne amintim de toate bunătățile și de toate binecuvântările pe care Dumnezeu cel Atotputernicul ni le-a dat în decursul acestor 300 de ani, dar și în decursul întregii istorii
a acestei localități și vrem în această jertfă sfântă să înălțăm rugăciunile noastre și pentru următorii, nu numai 300 de ani, cât s-or fi și cât ne-o da Domnul. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Mitbrüder, ich freue mich ganz besonders heute mit euch die Heilige Messe hier zu feiern, einen Dank den allmächtigen Gott zu bringen für die geschenkten 300 Jahre dieser Kirche. Wir wissen, dass unsere Geschichte viel länger ist als diese 300 Jahre, dieses Bauten uns andeuten. Aber wir freuen uns, dass wir zusammen sein können, dass wir dieses Haus feiern können. So wie wir uns freuen, wenn wir selber einen Geburtstag feiern, besonders wenn es der 18. ist, aber auch der 80. wird genauso mit viel Freude und mit viel Liebe gefeiert. Gott der Allmächtige möge uns weiterhin begleiten. Er möge mit seiner Hilfe und Gnade immer wieder mit uns sein. Fraților, să recunoaștem păcatele noastre, ca să putem celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu, Atotputernicul, și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult, cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Amin.
Să ne rugăm. Ascultă, Dumnezeule, rugăciunea poporului tău sfânt, căruia îi dăruiești în fiecare an bucuria de a sărbători ziua sfințirii acestui lăcaș al tău, astăzi în mod deosebit, cei 300 de ani de existență. Dă-i harul să-ți aducă aici neîncetat jertfă curată și să dobândească astfel plinătatea roadelor răscumpărării. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Allmächtige, ewige Gott segne und heilige dieses Haus durch deine Gnade. Schenke uns seine Gegenwart im Wort und Sakrament und lass jeden, der an diesem Ort zu dir betet, deine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unserem Herrn, der in Reinheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Citire din cartea profetului Ezechiel. În zilele acelea, în timpul unei viziuni, trimisul Domnului m-a făcut să mă întorc la intrarea templului și iată, o apă ieșea de sub pragul casei dinspre răsărit, pentru că fața templului era spre răsărit. Apa cobora de sub partea dreaptă a templului dinspre sud de altar. M-a făcut să ies pe drumul porții de nord și m-a făcut să înconjur pe drumul de din afară, lângă poarta de din afară, care dădea spre răsărit. Și iată, apa curgea din partea dreaptă. Și mi-a zis, apele acestea care ies spre regiunea din răsărit, coboară în Araba și ajung în mare. Ieșite spre mare, vindecă apele. Orice ființă care mișună, toate cele la care ajung apele răurilor vor trăi. Vor fi foarte mulți pești, căci au ajuns acolo apele acestea și au vindecat. Toate la care va ajunge răul vor trăi. Lângă râu pe malurile lui, de o parte și de alta, vor crește tot felul de pomi pentru hrană. Frunza lor nu se va veșteji și rodul lor nu se va termina. Vor da rod în fiecare lună, pentru că apele lui ies din sanctuar. Rodul lui va fi pentru hrană și frunzele lui pentru vindecare. Cuvântul Domnului. Amen.
Ihr seid hingetreten zur Stadt des lebendigen Gottes. Lesung aus dem Brief an die Hebräer. Ihr seid nicht hingetreten zu einem greifbaren, lodernden Feuer und zu dunklem Gewölk, zu Finsternis und Sturmwind, zum Klang der Widerhörner und zum Schall der Worte, bei denen die Hörer flehten, diese Stimme solle nicht weiter zu ihnen reden. Nein, ihr seid hingetreten zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, des himmlischen Jerusalem, zu Tausenden von Engeln, zu einer festlichen Versammlung und zur Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel eingeschrieben sind. Zu Gott, dem Richter aller, zu den Geistern der schon vollendeten Gerechten, zur Mittler eines neuen Bundes, Jesus, und zum Besprengungsblut, das mächtiger ruft als das Blut Abels. Wort des lebendigen Gottes. Iisus Hristos după Sfântul Matei. Mâine ție, Doamne! În acel timp, venind din părțile Cezareei lui Filip, Iisus i-a întrebat pe discipolii săi zicând: cine spun oamenii că este Fiul omului? Ei au spus, unii Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre profeți. El le-a spus: dar voi cine spuneți că sunt? Atunci Simon Petru a luat cuvântul și a zis: tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu. Iisus, luând cuvântul, a spus: fericit e Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea și sângele ți-au revelat aceasta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu zic, tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea, și porțile iadului nu o vor birui. Ție-ți voi da cheile împărăției cerurilor. Dacă vei lega ceva pe pământ, va fi legat și în ceruri. Iar dacă vei dezlega ceva pe pământ, va fi dezlegat și în ceruri. Cuvântul Domnului! Lauda ție, Iisuse!
și preacucernici confrați în tu preoție, stimate părinte Alin, stimate domnule primar, împreună cu suita care îl însoțește, domnule Țigla, iubite surori, iubiți credincioși, iubiți oaspeți, mi se spune că marele istoric Herodot, într-una din lucrările sale despre istorie, scrie că a văzut multe lucruri în lumea în care trăia și pe care a vizitat-o, a văzut cetăți care nu aveau ziduri, a văzut cetăți înconjurate doar de apă, a văzut alte cetăți cu ziduri foarte mari, dar continuă mai departe după ce mai înșire câteva lucruri, că niciunde nu a găsit vreo cetate să nu aibă un sanctuar unde să se închine divinității. Iubiți credincioși, în acest sanctuar, oamenii de 300 de ani se închină divinității, se închină lui Dumnezeu cel Atotputernicul, se roagă pentru ajutorul și mijlocirea sa. Suntem bucuroși să stăm pe pământ sfânt, că oriunde am săpa, cred că aici în jur, am găsit vestigii ale unor biserici, ziduri de temelie, dacă nu de biserici, de mânăstire. Încă din vechi timpuri s-au aflat aici vestigii ale vieții creștine. Avem aici, în spatele bisericii sau catedralei ortodoxe, o ruină din Evul Mediu care ne vorbește de credință. Biserica superbă, catedrala superbă ortodoxă, ne vorbește despre timpurile moderne de astăzi, despre același lucru. Și iată că astăzi această biserică ne vorbește de 300 de ani despre faptul că omul a căutat totdeauna să fie aproape de Dumnezeu, a încercat să intre în contact cu El, a știut că este creat de Dumnezeu și pe mai departe dorește ajutorul și harul Lui. O mică întâmplare din ora de cateheză ne povestește că odată la începutul anului școlar, profesorul de religie, vrând să detenționeze un pic acum după vacanță copiii, i-a rugat ca fiecare să deseneze un dar pe care ar vrea să-l dea lui Dumnezeu. Fetițele au desenat păpuși și jocuri cu care le plăcea să se joace, băieții o minge sau o bicicletă, dar iată că unul din băieți desenează o pereche de ochelari. Profesorul, un pic mirat, l-a întrebat, dar tu de ce ai desenat acești ochelari? Și el îi explică, aș vrea așa ca bunicul meu când se uită în ziar își pune ochelarii să vadă bine și Dumnezeu să-și pună acești ochelari și să ne vadă bine, să ne vadă pe noi toți. Cred că același lucru îl dorim cu toții, ca Dumnezeu, să spunem așa, să-și pună ochelarii, să se uite astăzi în mod deosebit asupra noastră și să ne vadă pe toți aici împreună, cum îi aducem lui laudă și cum îi mulțumim pentru acești 300 de ani. Existența acestei biserici din 1723 este cu siguranță legată și de faptul că s-a reușit ca această regiune să fie eliberată de jugul otoman, de jugul turcesc. Știm din istorie, din consemnările care s-au făcut pe timpul respectiv, că încă din sfârșitul secolului al XVII-lea, Caransebeșul a fost eliberat de turci, apoi după 2-3 ani au revenit turcii, iar au fost alungați și așa a fost un dute vino, până la eliberarea din 1716 a Banatului, care a stabilit că această regiune de acum va fi a Imperiului Austriac, a casei conducătoare a acestui imperiu. Și astfel începe aici, să zicem așa, viața creștină, catolică, încă o dată după secole de-a rândul, în care tot așa s-au peridat ca unii, ba alții, care tolerau mai mult sau mai puțin viața creștină, viața catolică. Sigur că gândul ne duce, fără să vrem, și la cei care au slujit aici, la călugării franciscani, care
tot de un rege sau un împărat, am putea spune, al Austriei, Iosif al II-lea. La un moment dat au fost eliberați din funcția de aici, au fost trimiși de aici, la sfârșitul domniei sale, în 1786-87, a făcut o reformă și în cadrul bisericii, în care toate ordinele călugărești contemplative au fost desfințate, călugării trebuind să plece fiecare unde putea. Astfel ei au mai rămas câțiva ani în această comunitate, până la începutul secolului al XIX-lea. După aceea aici, în această comunitate, servesc preoți diecezani sau lumești, am putea să-i numim așa, adică necălugări, conduc această comunitate. Era formată din etnici germani, în mod deosebit atunci, dar erau și populație română, erau și cehi, erau toți cei care în Imperiu au ajuns cumva în aceste locuri sau prin slujirea pe care o făceau în armată sau prin alte interese pe aceste meleaguri. Așa cum de altminte suntem și noi aici, fiecare venind din altă localitate, având o altă istorie în spatele vieții sale pe care fiecare o cunoaște cel mai bine. Dar cu toții ne aflăm în aceeași casă, în aceeași clădire a lui Dumnezeu. Poate aș vrea să vă spun două, trei cuvinte despre stilul acesta de a construi bisericile. Știm că Constantin cel Mare n-a dat doar libertate bisericii în 313, ci a donat multe din palatele imperiale, am putea spune ale sale, dar erau ale Imperiului de acum bisericii, ca să țină acolo liturghii, să ține acolo serviciile divine. Și astfel ca acele clădiri devin și modelul clădirilor de mai târziu ale bisericilor. În vest folosim această formă de tavernă, de sală mai mare, unde împăratul stătea totdeauna în față când ajungea în localitate, ținea judecată. Dacă nu era împăratul, era folosită pentru alte scopuri publice. Astfel aceste clădiri se schimbă și devin case de rugăciune, case de închinare lui Dumnezeu. În Orient, în partea grecească a Imperiului, dacă vrem să spunem așa, palatele aveau un alt fel de stil care s-a păstrat până în zilele noastre, se reflectă în construcția bisericilor, să zicem, ortodoxe de astăzi. Dar, la urma urmei, toate aceste construcții voiau să dea mărire lui Dumnezeu cel Atotputernicul. Bisericile aveau totdeauna și un turn. Turnul avea mai multe roluri în vechime, astăzi poate și-au pierdut din această însemnătate. În turn, totdeauna era un paznic care se uita dacă în satul vecin sunt făcute semne, adică semne cu foc sau cu alte mijloace, că vine dușmanul sau se apropie dușmanul, să se organizeze. În al doilea rând era important pentru ca să observe dacă nu cumva arde undeva, dacă undeva a luat foc în localitate, fiindcă majoritatea caselor, fiind acoperite cu paie sau șindrile, vă dați seama ce catastrofă era când undeva izbucnea un foc. Și atunci de sus se vedea cel mai bine. Dar cum să anunți lumea, nu? Și atunci clopotele erau date că cu acest lucru se putea anunța cel mai bine lumea. Sigur că astăzi poate nici nu băgăm de seamă că clopotele trag odată într-un fel sau un pic altfel. Cei care sunt mai avizați de aceste lucruri și astăzi își mai dau seama când clopotele bat în dungă, să spune, atunci e ceva în sat, s-a întâmplat ceva, e un foc sau altceva. Deci, în primul rând, aceste clopote anunțau și pericolul din sat, dar au fost folosite și ca să cheme lumea la serviciul divin. Înainte nu prea avea lumea ceas și oricum doar în ultimul secol vorbim despre faptul că fiecare are un ceas. Și astfel, prin strigătul clopetelor, erau chemați la serviciul divin. Și tot omul a descoperit că, de fapt, clopotele apără satul
de furtuni puternice, de furtuni mari, atunci când se vede cerul întunecat și începe să fulgere și să tune, dacă se trag clopotele, norii se răzbună deasupra localității, se duc în alte părți și localitatea scapă fără să fie afectată de furtună. Iată trei lucruri care ne vorbesc de aceste clopotele. Am putea spune și despre faptul că îi conduc pe cei morți pe drumul spre cimitir. Sigur că astăzi încercăm să ne aliniem prescrierilor Europei ca înmormântările să fie făcute din cimitir. Dar înainte erau făcute de acasă și pe drum se trăgea clopotul. Clopotul care nu vroia să fie altceva decât simbolul rugăciunile noastre. Așa cum glasul clopotelor se ridica la cer, așa să se ridice și rugăciunile noastre pentru răposatul care era dus pe ultimul său drum. Iată o legătură strânsă între turnul Calvariu Biserică și, cu siguranță, emblema cea mai importantă era crucea de deasupra. Noi știm că în timpurile turcești, peste tot în bisericile noastre, au fost tăiate crucile și au fost puse semiluni. Sigur că creștinii au făcut același lucru după ce au reușit să alunge turcii din aceste locuri, au tăiat semiluna și au pus înapoi crucea. Izvoarele istorice ne vorbesc despre aceste lucruri. Atunci am putea vorbi despre biserică, despre un loc aparte, foarte important, poate cel mai important, Sfântul Altar, unde găsim Sfântul Tabernacol, pe Hristos în mijlocul nostru. Fiecare biserică are un ocrotitor, noi îi spunem cu un jargonul nostru catolic, patron. Aici în biserică o avem pe Preasfânta Fecioară Maria. Noi știm că Preasfânta Fecioară Maria este foarte adorată de toți credincioșii. Dacă ne rugăm la Iisus Tatăl nostru sau la Dumnezeu, dar la Preasfânta Fecioară Maria, Bucură-te Maria, ne rugăm de 10 ori mai mult. Și dacă cele mai mari peregrinaje de azi din lume, dacă amintim, eu știu, Fatima sau Lourdes sau cele din America sau cele de la Cairo ale Bisericii Copte, sunt peregrinaje ale Preasfintei Fecioare Maria. Niciun alt loc de peregrinaj închinat lui Iisus nu este așa de frecventat și așa de căutat cum sunt cele ale Preasfintei Fecioare Maria. Ea care l-a ținut în brațe pe Iisus, care a stat la picioarele crucii sale, care a fost prezentă la începutul istoriei bisericii, atunci la prima Rusalie, să fie și pentru noi o mamă, o mamă bună, o mamă ascultătoare, o maică iubitoare. Iată aici avem ca protectoare o sărbătoare a Preasfintei Fecioare Maria, zămislirea ei neprihănită din 8 decembrie, adică cu 9 luni înaintea nașterii Preasfintei Fecioare Maria, numită și Sfânta Fecioară Maria Mică, fiindcă este vorba despre nașterea ei la 8 septembrie. Iată că la picioarele ei stă luna, noi spunem că Hristos este soarele nostru, iar Sfânta Picioară, primind lumină de la soare, este luna pentru noi. Și în același timp avem încă un simbol acolo, este șarpele. Încă de la început în Sfânta Scriptură ni se spune că Fecioara îl va călca pe acest șarpe. Sigur, prin mijlocirea lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Iar pe acest altar aici în față aducem jertfa lui Hristos, ne amintim de ceea ce ne-a spus El să facem, ori de câte ori ne adunăm la cina cea de taină. Faceți aceasta în amintirea mea. Și aici ne rugăm pentru vii și pentru morți, pentru noi înșine, pentru cei dragi nouă, pentru toată lumea, ca Dumnezeu să fie cu harul și cu binecuvântarea sa totdeauna cu noi. Astăzi vrem să-i mulțumim în mod deosebit pentru cei 300 de ani ai acestei clădiri, dar și pentru toată istoria Caransebeșului și să ne uităm și spre viitor, ca Dumnezeu să ne dea și pe mai departe pace, căci iată ieri și alaltă ieri am auzit acele vești groaznice din Orientul apropiat, sau ne gândim la războiul din Ucraina și
multe alte teatre în lume în care sunt conflicte armate, dar dincolo de acest lucru, conflicte, poate fără săbi și fără tancuri, găsim în fiecare comunitate, aproape în fiecare familie, să le eliminăm, să le lăsăm la o parte, să ne gândim totdeauna că Dumnezeu vrea pace, vrea iubire, vrea dreagoste, vrea înțelegere și am putea continua mai departe. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne conducă pașii tuturor spre pacea sa, spre dragostea sa infinită, care nu cunoaște altceva decât iubirea divină. Acum vrem să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer și are de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Crede în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, Mântuitorul nostru a spus: eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Uniți în rugăciune să ne adresăm aceluia care lucrează totul în toți. Doamne Iisuse Hristoase, lumina și viața noastră, revarsă în biserică trupul Tău mistic, bogăția harurilor Tale, binecuvântează pe păstorul universal, Sfântul Părinte Papa Francisc, pe episcopul nostru Iosif, pe păstorii noștri și reînnoiește comunitatea noastră cu o nouă revărsare a Duhului Sfânt. Domnului să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Primește mulțumirea noastră pentru această biserică unde Tu ai adunat și aduni poporul Tău, pentru această comunitate creștină de credință, pentru acești 300 de ani și pentru anii în care ai însoțit poporul Tău pe drumul credinței și mântuirii, Domnului să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Răsplătește cu binecuvântările Tale pe cei care trudesc pentru biserica Ta. Răsplătește cu răsplata veșnică pe păstorii răposați, pe toți credincioșii răposați, pe toți binefăcătorii și ostenitorii acestei comunități. Domnului să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Das du unsere Pfarrkirche beschützen und erhalten wollest. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass du alle, die kommen, um hier zu beten, in ihrer Not erhören wollest. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass du alle, die von nah und fern dieses Gotteshaus besuchen,
mit Freude und Frieden erfüllen wollest. Wir bitten dich, Tuto neděli v našem kostele děkujeme Bohu za tento svátek, prosíme za tento svatý chrám a za všechny, kteří do něj přicházejí s vírou, zbožností a bázní Boží. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za všechny, kdo patří do naší farnosti, našeho společenství, obnov nás svým duchem, ať všechno, co konáme, spojujeme s Kristovou obětí. Prosíme tě, vyslyš nás. Ébres felelősségtudatot a népek vezetőiben, hogy álhatatosan szolgálják a világ békéjét és a népek javát. Kérünk téged, hallgass meg minket! Adj nekünk alázatos szívet, hogy a jót, amit teszünk, kegyelmet segítségének tulajdonítsuk. Kérünk téged, hallgass meg minket! Önts bizalmat híveidbe, hogy álhatatosan kérjük tőled mindazt, ami üdvösségünkre szolgál. Kérünk téged, hallgass meg minket! Denn bei dir allein sind wir zu Hause. Dich preisen wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in aller Ewigkeit. Amen. Venim la Tine, Doamne, cu inimile pline de bucurie, pentru a reînnoi ofranda noastră și pentru a-ți mulțumi pentru sărbătoarea pe care o trăim astăzi și pentru viața pe care ne-ai dăruit-o. Vrem să-ți oferim aceste daruri. Doamne Iisuse, îți oferim pâinea noastră, cu angajarea de a deveni în fiecare zi pâine de iubire și de dragoste, pentru cei pe care îi întâlnim pe stradă, care la rândul lor ne vor ajuta să te cunoaștem mai mult. Cu pâinea noastră dorim să-ți oferim și vinul, simbol al bucuriei. Ajută-ne ca prin viața noastră să dăruim un strop de bucurie și de speranță acolo unde ne desfășurăm misiunea. Doamne Iisuse, îți oferim aceste pietre, bază solidă a unei construcții, stabilitate și rezistență. Îți mulțumim, Doamne, pentru credincioșii parohiei noastre, care în cei 300 de ani au fost pietre vii în Biserica lui Hristos, au rămas statornici în credință și neclintiți în speranța lui Iisus cel înviat. Te rugăm, ajută-ne să rămânem și noi pietre vii, ca în această casă a lui Dumnezeu și umple inimile noastre de dragoste față de Tine. Doamne Iisuse, îți oferim această tămâie, simbol al rugăciunii, al laudei către Dumnezeu, al întâlnirii cu Dumnezeu, la fel ca fumul tămâii, a rugăciunii care s-a ridicat timp de 3 secole, fă ca rugăciunea noastră să se ridice în continuare către Tine, Bunule Dumnezeu. Acceptă ceea ce îți oferim împreună și dă-ne mângâiere, pace și iertare. Doamne Iisuse, îți oferim acest cufăr, simbol al valorilor creștine transmise de înaintașii noștri, tezaur păstrat și dăruit urmașilor, responsabilitate de a construi prezentul. Îți mulțumim pentru toți cei care au trăit în parohia romano-catolică din Caransebeș și în cei 300 de ani au primit și au trăit valorile creștine. Dă-ne nouă celor de astăzi ca după exemplul lor să te slujim și să te mărturisim fără încetare. Doamne Iisuse, îți oferim acest ceas, cadou, reînceput, șansă.
Îți mulțumim pentru cei 300 de ani de existență a parohiei romano-catolice din Caransebeș. Îți mulțumim pentru acest timp în care Sfintele Sacramente au fost împărțite prin slujitorii bisericii tale. Răsplătește-i cu fericirea veșnică pe toți preoții răposați care au slujit în această parohie. Îți oferim, Doamne Iisuse, și acest felinar, călăuză în întuneric, siguranță, lumină, încredere. Drumul înaintașilor noștri a avut și porțiuni întunecate, nesiguranțe și frici. Ceea ce suntem se datorează vieții lor, care au privit la Iisus, lumina lumii. Răsplătește-i, Doamne, cu viața veșnică pe credincioșii răposați ai parohiei noastre pentru tot binele făcut pentru această comunitate. Slavă și sfințenie, lăcașul tău, te rugăm, Doamne, să ne transformi și pe noi,
în jertfe purul bineplăcute ție, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și pe care ai încheiat-o cu oamenii. Aici ne aduni de pretutindeni pentru a construi din nou un templu viu care alcătuiește trupul mistic al lui Hristos, biserica ta răspândită în lume. De aici ne îndrept privirile spre Ierusalimul ceresc și ne dai speranța că vom fi părtași ai fericirii cerești. De aceea, împreună cu îngerii și sfinții, te binecuvântăm și îți mulțumim. Și din acest lăcaș în chinație îți înălțăm cântarea de laudă. Yeah.
Doamne, izvorul la toată sfințenia, te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor să-i zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor să-i zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței, moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim, până când vei reveni. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Josef und allen Bischöfen, unseren Priestern, Ordensleuten und Diakonen, mit allen Frauen und Männern, Kindern und Jugendlichen, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau Gottes, Mutter Maria, dem seligen Josef, ihrem weißen Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Täglich das Brot gib uns heute
Da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește a-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul Tău. Să ne oferim pacea.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Nimm bei mir to, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Pane, ne zazlodjíci, aby se dnes přiše, ale všechny je slovo, a má duše bude uzdravena. Спасибо.
Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, ca poporul consacrației să ia cu sine rodul și bucuria binecuvântării tale în această zi de sărbătoare aniversării celor 300 de ani de existența acestei biserici. El adus jertfa slujirii sale, învrednicește să înțeleagă neasemuitele daruri spirituale pe care le-a primit în schimb de la tine, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Acum, la sfârșitul acestei sfinte liturghii de mulțumire, vă mulțumim, Preacucernice Părinte Vicar, pentru prezența dumneavoastră în mijlocul nostru. Mulțumim tuturor preoților care ați venit. Mulțumim Părintelui Alin, consilier eparhial, din partea Preasfințitului Lucian, episcop ortodox al Caransebeșului. Mulțumim în mod deosebit surorilor franciscane pentru aportul dumneavoastră pentru această sărbătoare. Mulțumim Consiliului Parohial, corului din Lugoj, din Caransebeș, domnișoarei organiste Bati Monica, organista de la Lugoj. Mulțumim ministranților, colaboratorilor parohial, domnului președinte Ervin Țigla, formațiilor de dansuri populare din Reșița, binefăcătorilor acestei sărbători, tuturor credincioșilor care ați contribuit pentru această sărbătoare. După Sfânta Liturghie va avea loc în fața bisericii un program cultural, după care credincioșii sunteți invitați în holul parohiei la o agapă de bucurie, corul oaspeții dansatori veți merge în sala parohială. Acum aș invita pe domnul primar să spună un cuvânt de salut. Știu că vorbește scurt și concis, așa că nu ne temem că o să lungească. Da, niciodată să nu vă temeți. În primul rând, mulțumesc pentru această invitație, pentru că suntem martori unii cu alții împreună la această frumoasă sărbătoare a comunității din Caransebeș, a comunității romano-catolice, o comunitate care este mai veche decât acești 300 de ani pe care astăzi îi celebrăm. Celebrăm 300 de ani ai construcției acesteia, această biserică frumoasă din centrul Caransebeșului, cu care sau în care am trăit atâtea bucurii, indiferent de confesiunea noastră. Am fost martori aici, chiar dacă cel puțin eu sunt ortodox, alături de colegii mei catolici am participat de multe ori la sărbătorirea Paștelui și la alte sărbători care au înfrumusețat viața culturală a municipiului nostru. Dar de fapt nu sărbătorim 300 de ani a acestei biserici, ci sărbătorim comunitatea romano-catolică, comunitate care a dat farmec municipiului nostru din cele mai vechi timpuri și care, iată, este încă activă. Și vă felicit pentru numărul mare, pentru că ați participat în număr atât de mare la această sărbătoare și pentru că de fiecare dată când sunt invitat în această biserică, vă simt foarte legați de această biserică, de Părintele Paroh, căruia îi mulțumesc în mod deosebit pentru ceea ce face în Caransebeș. Și aș vrea să vă spun și ce mi-a plăcut astăzi, adică mi-a plăcut totul, dar în mod special mi-a plăcut fanfara, mi-a plăcut parada pe care ați organizat-o, mi-au plăcut costumele și cel mai mult, și de asta mi-a și dat curaj, am spus că dacă s-a întâmplat și lucrul acesta, pot și eu vorbi de la această
de la acest amvon. Faptul că măicuțele franciscane au dansat în fața bisericii. Și dacă asta s-a întâmplat, atunci orice este posibil. Suntem o comunitate deschisă, se întâmplă lucruri frumoase. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezența alături de Părintele Paroh și dumneavoastră, Părinte Alin. Sărbătoare frumoasă în continuare și să mențineți vie flacăra aceasta, comunitatea aceasta și prin ceea ce dumneavoastră faceți să înfrumusețați și mai mult municipiul nostru. Mulțumesc! Doar un cuvânt scurt, la fel de scurt, Părintele Alin, vă rog să spuneți un cuvânt scurt, după care urmează din partea Consiliului Parohial. Preacucernice Părinte Vicar General, preacucernici părinți, iubite Părinte Marin, dragi surori, domnule primar, iubiți credincioși și credincioase, sunt în numele Preasfințitului Părinte Episcop Lucian, Episcopul Ortodox al Caransebeșului, care chiar în aceste momente slujește Sfânta Liturghie în Catedrala vecină. Suntem, cred că, în cel mai apropiat loc între cele două biserici. Cred că chiar la Caransebeș este cea mai mare apropiere dintre ortodoxi și catolici, doar 7 metri. Credem că în realitate nu sunt nici atâția, pentru că inimile noastre bat la fel, pentru că suntem împreună și vă felicităm la această frumoasă aniversare a comunității romano-catolice, a Caransebeșului, din care facem cu toții parte. Rugăm pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, să caute și mai departe cu milostivire spre creștinii din acest oraș, spre locuitorii acestui oraș, care prin buna lor conviețuire pot constitui în lumea atât de tulburată astăzi, pot constitui un exemplu de bune practici în ceea ce privește înțelegerea, în ceea ce privește comunicarea, în ceea ce privește dragostea. Vă mulțumim și din partea comunității ortodoxe pentru tot ceea ce realizați aici și pentru felul în care știm să ne prețuim și să ne respectăm reciproc. Dumnezeu să ne ajute tuturor. Mulțumim și felicitări, Părinte! Invit pe Părintele Lovas Reinhold, fostul paroh al acestei comunități, să zică două cuvinte. Ucernice Părinte Vicar General, ucernice Părinte Paroh, iubiți confrați în prioție, ucernice Părinte Alin, reprezentantul Episcopiei Ortodoxe, stimată domnule primar, care cunosc din timpul liceului, mă bucur mult că sunt aici și pot să fiu alături de comunitatea catolică din Caransebeș în această zi de solemnitate. Nu lungesc, poate unii sunt deja flămânți, copiii săraci de ei au stat atâta cu răbdare la liturghie. Legată istorie, am reușit să public 3 studii. Cine se interesează de istoria comunității catolice din Caransebeș, care documentar este atestat din 1333, are posibilitatea să citească din documente inedite. Eu vă doresc în continuare prosperitate, spor, har de la Bunul Dumnezeu, viață frățească cu toate confesiunile din Caransebeș, să ne iubim și să slujim lui Dumnezeu ca frați. Asta este important și pentru viitor, cred. Rog ca Bunul Dumnezeu să binecuvânteze ostenelile noastre. Liebe Herr Ziegler, Vertreter des Deutschen Demokratischen Forums, liebe Mitbrüder, geehrter Herr Bürgermeister, liebe Gäste, liebe Ordensschwestern, ich freue mich sehr, dass das katholische Leben schon so viele Jahrhunderte in Caransebeș Bestand hat. Und ich freue mich auch, dass es wieder franziskanisches Leben in Caransebeș gibt, wie es schon seit früher Zeit in den Dokumenten belegt ist. Wer sich interessiert an die Studien, die ich geschrieben habe, kann sie nachlesen in
drei Teilen wurden sie veröffentlicht in Craiova und der letzte Teil wird jetzt in Târgoviște veröffentlicht, beginnend von 1333, belegt aufgrund der unveröffentlichten Dokumente kann man einiges über die Geschichte dieser Pfarrei noch ergänzen. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Festtag weiterhin und Gottes Segen für die Zukunft. Dankeschön. Invităm din partea Consiliului Parohial și a credincioșilor să salute pe Părintele Vicar și toți oaspeții. Hochwürdiger Herr Generalvikar, hochwürdige Priester, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Schwestern, liebe Gäste, liebe Gläubige. Wir blicken mit Dankbarkeit auf die Vergangenheit zurück, weil Gott diesen Ort gewählt hat, um sein Volk hier zu versammeln. Wir blicken aber auch mit Glauben, Hoffnung und Liebe in die Zukunft, weil Gott uns weiterruft, um sein Volk zu sein und um uns seine wunderbaren Taten zu verkünden. Wir danken Ihnen für Ihre Anwesenheit am Hochfest unserer Gemeinschaft. Möge der liebe Gott Sie belohnen und Ihnen Gnaden und Segen schenken. Preacucernice Părinte Vicar General, Preacucernice Părinte Decan Paroh, Preacucernici Părinți, stimați reprezentanți ai Episcopiei Ortodoxe din Caransebeș, stimate domnule primar și autorități locale, stimate domnule președinte al Forumului Democrat al Germanilor, stimați oaspeți, în numele credincioșilor și a Consiliului Bisericesc, aducem mulțumire și laudă lui Dumnezeu pentru acest moment jubiliar la 300 de ani de la reîntemeierea Parohiei Romano-Catolice din Caransebeș și de la punerea pietrei de temelie actualei biserici 1723-2023. Gândul nostru se îndreaptă la înaintașii noștri care s-au jertfit pentru această comunitate în timpuri de încercări grele. Cei care s-au rugat aici au primit sfintele taine și unii dintre ei sunt acum în patria cerească. Au fost ani cu siguranță cu multe încercări și trudă, dar tocmai aceste momente ne-au adus nenumărate bucurii și satisfacții spirituale, deoarece am făcut ceea ce trebuia să facem ca niște servitori care, în ciuda tuturor limitelor, fiecare, așa cum am putut, a încercat să se dăruiască cu toată ființa slujirii lui Dumnezeu și aproapelui. Ne gândim și la cei din ultima perioadă a istoriei noastre, care în ciuda atâtor încercări au rămas fideli bisericii. E imposibil de trecut în revistă tot, dar, de exemplu, în perioada comunistă, când comunitatea a fost deposedată abuziv de casa parohială, atât de necesară pentru activitățile pastorale, dar și curtea parohiei, acei slujitori au mers înainte cu credință în Dumnezeu și de aceea mulțumim lor. Mulțumire pentru tot ce s-a înfăptuit prin această comunitate, nu numai spre binele nostru, dar și a întregii urbe. Prezența surorilor franciscane sosite în anii 90, care au adus prin vocație și fidelitate în viața zilnică, să fie întotdeauna în sintonie și coerență
cu mesajul lui Iisus, un plus în viața multor oameni, prezența Caritasului la inițiativa părintelui decan paroh Raiholovas și care au venit în ajutorul multor oameni și instituții, mai ales în anii după Revoluție, dar și în prezent. Gând de mulțumire și rugăciune pentru toți păstorii acestei comunități, care au plecat la Tatăl și care au slujit pentru această comunitate de-a lungul anilor. Ne amintim și de părintele Martin Neagu și de toți păstorii răposați. Știm că Dumnezeu ne călăuzește mai departe în această lume pentru a da mărturie de iubire față de oameni, așa cum ne-a învățat Hristos. În acest spirit, privim cu încredere spre viitor, ca Dumnezeu ne va călăuzi și Sfânta Fecioară, patroana noastră, mijlocește neîncetat pentru noi. Mulțumim părintelui decan Marin Matieș, parohul și păstorul nostru, care ne călăuzește spre mântuirea sufletelor noastre, pentru grija pe care o purtați parohiei noastre. Vă mulțumim pentru toată susținerea, încurajarea și iubirea, pentru că știți să aduceți nădejde și lumină în inimile noastre. Îmi exprim un gând de prețuire pentru toți cei care au muncit și slujit. Dorim să-i mulțumim părintelui Raiholovas pentru bucuria pe care o avem să fiți astăzi aici la noi, în comunitatea noastră, pentru belșugul spiritual care au însoțit acei ani de slujire în comunitatea noastră. Suntem alături de Sfinția dumneavoastră cu rugăciunea și prețuirea noastră. Jubileul este o răscruce de drumuri, un moment de a ne opri, a reflecta și a celebra și o invitație de a accepta provocările noutății Evangheliei în aceste timpuri. Să privim la Preasfânta Fecioară Maria, ea fiind modelul pe care ni l-a dăruit însuși Dumnezeu, pentru înălțarea noastră spirituală și pentru sfințirea noastră. Să ne lăsăm călăuziți și reînnoiți de iubire și tot din iubire să fim gata a răspunde neașteptatelor provocări ale timpului prezent, deoarece, citesc din exortația apostolică a părintelui Papa Francisc, Laudato Si, iubirea lui Dumnezeu ne constrânge constant să găsim căi noi pentru a merge înainte. Mulțumesc. Acum, celor care sunt oaspeți, vă rog să primiți un buchet de flori din partea copiilor cu ocazia acestei sărbători. Mulțumim pentru această Euharistie, pentru această liturghie și la sfârșitul liturghiei rugăm pe Părintele Vicar să ne dea binecuvântarea finală și îl asigurăm de rugăciunea noastră pe Dumnealui și pe Părintele Episcop care se află la Sinod și comunitatea din care Ansebeș dorește să crească mereu și să meargă mai departe cu Harul lui Dumnezeu. Vă mulțumim frumos! Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin.
s-a sfârșit, să mergem și să trăim în pace. Mulțumim, Dumnezeu! Thank you.
Marianne. Ne faceți un loc. Thank you.
Thank you.
Amen.